Cea mai mare suprafață de pământ care va fi însămânțată în această primăvară în județul Dâmbovița este reprezentată de cultura de porumb. Este bine ca micii producători să se informeze foarte bine asupra sămânței pe care o vor cultiva dacă vor să aibă rezultate pozitive în toamnă când își vor culege roadele muncii. Aceasta trebuie să corespundă unor indici atât calitativ cât și cantitativ. În primul rând, sămânța trebuie să aparțină hibrizilor cu timpurietatea recomandată pentru fiecare zonă de cultură. Considerăm că este necesară o obligativitate să se folosească la semănat doar sămânță hibridă certificată produsă de către unități sau societăți autorizate. Recomandarea noastră către micii producători este să achiziționeze sămânța de la furnizorii cunoscuți din zona dumnealor agricolă, care pot furniza și principalele sau minime informații tehnologice și să evite să cumpere sămânță de oriunde, de la furnizorii ambulanți, care de cele mai multe ori este o sămânță contrafăcută. Dacă fermierii se hotără să cultive porumb pe suprafețe mai mari, pot folosi până la 3 hibrizi cu perioade diferite de vegetație pentru a asigura o bună polenizare și o mai bună eșalonare la recoltare. Hibrizii pot fi timpurii, semitimpurii, tardivi sau semitardivi. Pe de altă parte, acest lucru va proteja cu siguranță și va proteja cultura împotriva unor condiții climatice extreme cu care, din păcate, în ultimul timp, ne confruntăm și mă refer aici la secetă. În general, sămânța destinată semănatului este tratată cu fungicid de către furnizori, dar la cerere poate fi tratată și cu insecticid pentru a proteja cultura de dăunători. De asemenea, este de preferat ca fermierii să folosească mai puțină sămânță din pătul, iar dacă sunt nevoiți să apeleze la aceasta din diferite motive, este bine să o trateze înainte de a o cultiva.